Bună ziua, dragi prieteni și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Taine Înțelepciunii. Ca de fiecare dată, așa cum v-am obișnuit, în fiecare miercuri, de la ora 5 și jumătate, pe postul de televiziune 6 TV, televiziunea care vă iubește, care este sufletul dumneavoastră. Așa cum v-am obișnuit, din nou, în afară de o emisiune care este la început de lună, în care nu prezentăm atât de în detaliu vibrația săptămânii sau dacă nu reușim deloc, o să o facem într-un mod succint pe pagina de Facebook a emisiunii, prezentăm în general două părți. Vibrația săptămânii. Prima parte în care povestim sau vă prezentăm care sunt principalele caracteristici ale zilelor care vor urma, de joi până miercuri viitoare când ne întâlnim din nou. Iar în a doua parte, un subiect ales în legătură cu ceva care vă interesează în mod deosebit. Iar în ultima perioadă, foarte mulți dintre dumneavoastră ne-au întrebat și m-au întrebat care este semnul lor, elementul lor, maestrul lor al zilei, adică elementul în care ei s-au născut, în ziua în care s-au născut. Drept urmare, în ultima lună am tot calculat astfel de elemente personale pentru fiecare, iar dacă doriți, puteți să emiteți această dorință în continuare pe pagina de socializare a emisiunii și o să discutăm mai multe acolo. Dar, în principal, vă prezentăm cam cum ar trebui să vă... la ce să vă așteptați în perioada care va urma. Și în a doua parte discutăm despre personalitatea anumitor nativi. În speță, astăzi o să discutăm despre personalitatea focului in, care este de obicei reprezentat printr-o candelă, dar și a metalului in, de obicei reprezentat prin metale prețioase sau bijuterii. Și o să vedem cum se comportă acesta în societate. Dar fără niciun fel de problemă sau fără să mai amânăm momentul, deoarece sunt foarte multe informații, o să începem cu data de joi, 10 decembrie 2015, adică ziua de mâine. O zi care are vibrația maimuței de metal Yang. Și o să vedem acum și imaginea caracteristică. Ca și vibrație, este vibrația apostolatului, celui care sacrifică pentru o societate, pentru cei din jur. Cu alte cuvinte, este posibil ca în această zi să fim nevoiți să facem o mică milostenie pentru binele celor din jurul nostru sau, dacă se poate, să nu luăm decizii importante în viața noastră, ci să lăsăm un pic să ne ducă valul, să vedem cum se vor rezolva de la sine. Fiind zi de maimuță, automat opoziția acesteia nu va fi bine aspectată, adică tigru, dar nici persoanele care au 78, respectiv 42 de ani. În schimb, aliații secreți, adică șobolanul și dragonul și prietenul secret, șarpele, sunt bine ancorați și bine reprezentați de această vibrație. Elementul de bunăstare va fi atribuit nativilor foc, elementul de creație nativilor pământ, elementul de putere nativilor lemn, elementul de resurse nativilor apă, iar elementul de prietenie sau competiție nativilor metal. Steaua care vine în centrul casei este steaua cu numărul 1, ceea ce ne oferă nouă tuturor victorii, oportunități și lucruri noi care se vor dezvolta în timp. Important este să știm că nu trebuie să luăm anumite decizii astăzi și că ar fi bine să lăsăm un pic lucrurile să treacă pe lângă noi. De asemenea, aceste victorii vor avea mult mai mult sens sau mai multă legătură cu partea afectivă. Din punct de vedere al activităților, tot ce ține de parte de Feng Shui este bine aspectat. La fel și afacerile, mutările sau relocările, negocierile, călătoriile. Singurele care sunt ceva mai prost aspectate, dar doar la nivel mediu, nu rău, este vorba de renovări. Orele foarte bune din zi sunt între 7 și 11 dimineața, respectiv 13-17 după amiaza. Dacă ne uităm la zodii, o să vedem că șobolanul are parte de noroc și noroc divin mai ales, care este amplificat mai ales pe partea de bunăstare. Pe de altă parte, acest lucru aduce un echilibru în plus nativului șobolan și chiar o energie, o forță mult mai mare decât până acum. Nativii bivol și tigru trebuie să fie ceva mai atenți atunci când vine vorba de partenerul de viață sau de afaceri. Fie acesta îl fură, fie s-ar putea să îi se fure privirea de către altcineva. Cu alte cuvinte, ceva mai multă atenție, ceva mai multă dăruire pe partea afectivă. Nativilor iepuri trebuie să aibă ceva mai multă atenție atunci când vine vorba de sănătate, deoarece s-ar putea să dea bani pentru niște seturi de analize sau pentru a rezolva anumite probleme de sănătate al lor sau celor din jurul lor.
Nativul șarpe și dragon trebuie să aibă grijă mare mâine să nu fie prea certăresc. Să gândească de 1000 de ori înainte să facă un pas, mai ales atunci când vine vorba de a comunica cu cei din jur. Deoarece va fi tot timpul pe picior de ceartă sau va fi foarte tensionat. Trebuie să respire ceva mai profund și să nu dea curs sentimentelor negative. Nativii cald trebuie să fie foarte atenți atunci când vine vorba de investiții. Nu faceți investiții mari astăzi sau nu luați decizii importante atunci când vine vorba de contracte sau bani, deoarece nu vă vor aduce nimic bun. Amânați-le în următoarea zi pentru că aspectele sunt ceva mai bune, într-un sens evident pozitiv. Atunci când vine vorba de oaie și de maimuță, trebuie să fie ceva mai atenți, doar cum vorbesc, cum comunică cu cei din jur, din cauza că s-ar putea să le dea niște informații în plus anumitor persoane din viața lor. Iar acestea să profite un pic despre noile vești despre care au aflat și să le ia o oportunitate. Cu alte cuvinte, încercați să păstrați pentru sine cel puțin câteva zile până după sâmbătă ce planuri aveți de făcut. Fie sau vreți să realizați, fie că e vorba de perioada de Crăciun, de an nou sau pe viitor, într-un sens îndepărtat. Nativii cocoși trebuie să fie ceva mai atenți atunci când vine vorba de comunicare, pentru că și ei, la fel ca și șerpii, s-ar putea să aibă o problemă atunci când vine vorba de exprimare, dar și de a vorbi cu cei din jurul lor. Deși au o lună destul de bună, luna aceasta, ziua de joi nu este atât de favorabilă. Nu încercați să vă întâlniți cu parteneri de afaceri sau să luați decizii importante. Mai bine amânați pentru weekend aceste lucruri, pentru că la fel în weekend aveți niște aspecte ceva mai bune. Nativii câine și mistrese să aibă foarte mare grijă atunci când vine vorba de sănătate, deoarece se apare acea combinație de 5 lunar 2 zilnic care nu creează nimic bun din punct de vedere al vibrației. Cu alte cuvinte, fiți ceva mai atenți atunci când vine vorba de sănătate, pe unde mergeți, cum mergeți, unde călcați, pentru că s-ar putea să fie o groapă acolo unde v-ați fi așteptat mai puțin și să apară o problemă în acest sector. Cu alte cuvinte, încercați să purtați culoarea albă sau elemente care sunt din metal astăzi, în ziua de joi. Trecem la ziua de vineri, ziua cocoșului de metal. De data aceasta, acest cocoș de metal ne aduce o vibrație a schimbării. Cu alte cuvinte, vineri se pot lua deciziile importante pe care le-am amânat cu o zi înainte. Chiar indiferent cât de mică este schimbarea, s-ar putea să manifeste la fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, iar acest lucru într-un fel este bine, depinde cum managerem noi situația aceasta de schimbare. Dacă este zi de cocoș, automat opoziția iepure nu se va simți la fel de bine. De asemenea, nici persoanele care au vârsta de 77 respectiv 41 de ani, bivolul și șarpele fiind aliați, iar dragonul prieten, sunt bine aspectate și susținute de către vibrația zilei. E adevărat dacă și metalul este de folos. La fel, elementul de bunăstare este atribuit nativilor foc, elementul de creație nativilor pământ, elementul de putere nativilor lemn, elementul de resurse nativilor apă, iar elementul de prietenie nativilor metal. Steaua cu numărul 9 vine în centrul casei, iar aceasta multiplică tot ceea ce avem noi acolo, fie că este bun, fie că este rău. Dar trebuie să fim foarte atenți, în primul rând va amplifica dragostea, dar într-un fel va putea să amplifice și următorul lucru, problemele din dragoste. Cu alte cuvinte, s-ar putea în weekend, începând de vineri chiar, să întâlnim situații destul de tensionate în cupluri. Fie neînțelegeri, fie faptul că cineva nu a făcut un anumit lucru sau a uitat de o anumită dată importantă. Încercați să treceți peste aceste mici detalii care chiar nu contează în viața de cuplu, ci mai mult dragostea și sentimentul și bucuria atunci când vă vedeți sau comunicați, chiar dacă este și după o zi lungă și obositoare de lucru. Din punct de vedere al activităților, avem partea de feng shui, afaceri și tot ce ține de mutări și relocări foarte bine aspectate. Negocierile și călătorile mai puțin bine aspectate, cu alte cuvinte le realizăm doar dacă este nevoie, de asemenea și semnările de contract. În schimb, renovările nu trebuie să începute vineri, ar fi oricum o zi mai puțin probabil că acest lucru se întâmple, dar e bine de știut.
Zilele, orele foarte bune din zi sunt între 3 și 5 dimineața, 7, 11 și respectiv 1, 3 după amiaza. Dacă ne uităm la harta zodiilor, vedem că șobolanii, deși au avut o zi bună, joi astăzi ar trebui să fie ceva mai atenți. Apare o energie care îi presează, să nu zicem altfel, care va determina să li se cam stingă elanul cu care s-au bucurat. Nu este niciun fel de problemă, este doar un lucru trecător. De a doua zi, de în weekend, o să vă simțiți din ce în ce mai bine. Nativi, Bivol și Tigru s-ar putea să aibă de-a face cu niște persoane care le-au furat niște idei. Iar atunci ei se vor simți oarecum obligați sau impulsionați să îi confrunte. Încercați să utilizați diplomația atunci când comunicați astăzi, pentru că pot să apară niște probleme legale destul de grave și nimeni nu-și dorește acest lucru. Nativul Iepure trebuie să fie ceva mai atent atunci când vine vorba de sistemul digestiv. Este un lucru oricum destul de problematic întreaga lună, dar și sistemul excretor, deoarece aici pot să apară mici probleme. Cu alte cuvinte, atenție la ceea ce mâncați și mai ales cum vă hidratați în timpul zilei. Deși nu este chiar căldura din vară când eram obligați să ne hidratăm cât mai des, totuși acest echilibru trebuie menținut și pe timpul iernii. Nativii Șarpe și Dragon au parte de bunăstare astăzi, dar s-ar putea să se certe din această cauză, din cauza banilor. Cu alte cuvinte, încercați să manageriați orice fel de situație conflictuală care are la bază banii. Fie că este vorba de cineva care vă datorează bani sau, din contră, dumneavoastră ați împrumutat niște bani și trebuie să-i dați înapoi și parcă ați fi dorit să mai amânați. Și există niște altercații pe tema aceasta. Încercați să le rezolvați cu ajutorul diplomației. Dacă nu se poate, folosiți un ametist pentru a calma sau un turcoaz pentru a comunica mai bine dorințele dumneavoastră. Nativul Cal are parte de un parteneriat interesant. S-ar putea să vină cineva cu o propunere de afacere care să vă ajute să dezvoltați un anumit lucru care vă va aduce profit destul de repede. Este bine să acceptați acest lucru, deoarece vă va aduce numai lucruri bune pe plan îndepărtat. Nativul Oaie și Maimuț au parte de noroc, foarte mult noroc, care provine din cer, literalmente de la divinitate, sau de la cineva pe la care nici măcar nu v-ați fi gândit. Cineva vă ajută și vă este alături atunci când este mai greu. Cu alte cuvinte, s-ar putea să apară astfel de persoane și situații conflictuale sau problematice la care să vă determine să contactați acești mentori care au apărut în ziua de astăzi, vineri. Pe de altă parte, este o zi foarte bună pentru dumneavoastră din acest punct de vedere. Nativul Cocoș trebuie să fie atent la sănătate. Deși nu este un lucru atât de grav, cu alte cuvinte, există un ajutor divin de a-l împiedica această energie să se manifeste într-un sens negativ pe partea de sănătate, totuși trebuie să fie ceva mai atent, să nu mănânce lucruri care sunt mult prea grase sau care să pice greu, să fie foarte atent la o dietă dacă o urmează sau dacă și-a luat tratamentul, fie că e naturist, fie că este alopat, care i-a fost recomandat de către medic sau specialist. Cu alte cuvinte, ziua de astăzi fiți ceva mai conștienți atunci când vine vorba de sănătate. Nativul Câine și Mistreț, mari șanse, mari oportunități se pot manifesta astăzi dacă trec peste anumite viziuni conservaționiste care, sau pe care și le-au creat ei în ultima perioadă. Acest lucru este un lucru destul de greu, dar va deschide niște oportunități, niște uși foarte interesante. Intrăm în weekend cu ziua de sâmbătă, 12 decembrie 2015, sau ziua câinelui de apă. O zi în care cumpătarea este cuvântul cheie. Nu trebuie să facem excese și aici vine vorba și fiind weekend, de petreceri, întâlniri cu prietenii și așa mai departe. Fie că e vorba de exces de mâncare, exces de comunicare, spuneți ceva care n-ar trebui să spuneți, fie altfel de excese. Fiind zi de câine, automat dragonul nu este bine aspectat, fiind în opoziție. Dar nici persoanele care au vârsta de 52, respectiv 40 de ani. Tigrul, calul și iepurile sunt bine aspectați, fiind prieteni sau aliați ai acestuia.
Bunăstarea este atribuită nativului pământ, elementul de creație nativului metal, elementul de putere nativului foc, elementul de resurse nativului lemn, elementul de prieten nativului apă. Steaua care vine în centru este steaua cu numărul 8, steaua abundenței, care este în legătură cu partenerul. Fie cei care sunt în cuplu fac mai ușor bani, fie apare o oportunitate de a vă lega de cineva și a face un parteneriat nou. Lucrul acesta e un lucru foarte bun pentru că are loc după luna nouă, care se manifestă în data de vineri. Deci putem să facem lucrurile noi, să facem noile începuturi pe care ne le doream, schimbările acelea despre care vorbeam pentru ziua de vineri. Vedeți asemănările între ciclurile lunare și zodiacul chinezesc, cum îi se spune în mod uzual, nu sunt deloc întâmplătoare. Dacă ne uităm la activitățile economice, tot ce ține de business, de afaceri, negocierile și renovările sunt bine aspectate. Mai puțin bine aspectate sunt mutările și călătoriile. Cu alte cuvinte, ar fi bine să nu călătorim în acest weekend. Feng Shui-ul, pe de altă parte, este reprezentat la nivel mediu și se poate realiza fără mari probleme. Orele foarte bune din zi sunt între 3 și 7, 9, 11 dimineața și 13, 15 după amiază. Șobolanul are parte de dragoste, mai ales dacă își ține partenerul foarte aproape și îi acordă atenția pe care acesta o merită. Nativul bivol și tigru, mare atenție la sănătate, mai ales atunci când vine vorba de sistemul respirator. Nativul iepure are parte de noroc, de oportunități și în sfârșit primește și el ceva mai multă energie pentru a se dezvolta. Cu alte cuvinte, este o zi în care se simte foarte, foarte bine. Nativul șarpe și dragon trebuie să fie atenți cum merg în trafic, deoarece pot să aibă parte de accidente sau să li se fure o oportunitate, bani sau chiar informații. Și din această cauză s-ar putea să fie destul de irascibil sâmbătă, deci abordați cu mare atenție dacă aveți astfel de nativ în jurul dumneavoastră. Nativul cald trebuie să fie atent atunci când vine vorba de bani, deoarece s-ar putea să se iște un conflict cu partenerul de afaceri sau de viață pe această temă. Nativul oaie și maimuță trebuie să fie foarte atenți atunci când trebuie să ia decizii importante sau să facă investiții mai mare, deoarece nu vor avea parte de mult noroc atunci când vine vorba de ziua de sâmbătă. Încercați să vă niștiți și să luați orice fel de decizie o luați mâine, duminică. Nativii cocoși au parte de noroc, de oportunități, care, deși vor cam slăi de putere, ei se vor simți foarte bine pe termen lung, deoarece au rezolvat mai multe din problemele presante din jurul lor. Iar nativul câine și mister este să fie ceva mai atenți atunci când vine vorba de vibrația lor, pentru că nu emană ce emană nu este de una de foarte bună calitate. La fel, nu luați decizii importante astăzi, amânați pentru o altă dată. Dar neapărat, cam toată luna te va trebui să purtați accesorii de culoare metalică sau chiar din metal pentru a anihila, a distruge acel 5 galben care poposește deasupra dumneavoastră. Ziua de duminică, 13 decembrie, sau ziua mistrețului de apă in, nu este o zi extraordinar de bună. Este o zi în care anumite tentații se pot manifesta destul de puternic. Este o zi în care putem greși foarte ușor și să luăm deciziile cele mai proaste din viața noastră. Nu degeaba este și o zi în care steaua cu numărul 7 vine în centrul casei și poate provoca la oricine probleme atunci când vine vorba de furturi sau accidente. Dar nu neapărat nouă, cât și partenerilor sau partenerilor noștri. Atunci când vine vorba de elementul cine este bine aspectat și cine nu, avem nativul șarpe care se află în opoziție și atunci nu este deloc bine aspectat din acest punct de vedere. Nici persoanele de 51, respectiv 39 de ani. Iepurile, oaia și tigru, în schimb fiind prieteni sau aliați secreți, pot să susțină foarte bine această zi și să rezolve mai multe dintre problemele lor curente. Elementul de bunăstare este atribuit pământului, elementul de creație nativilor metal, elementul de putere nativilor foc, elementul de resurse nativilor lemn, elementul de prieten nativilor apă.
Steaua care vine în centrul casei, după cum am spus, este steaua cu numărul 7 și am văzut ce probleme poate să dea, mai ales partenerilor, nu neapărat nou. Din punct de vedere Feng Shui, business, mutări, negocieri, călătorii, renovări, toate activitățile nu sunt bine aspectate. Cu alte cuvinte, vedem la fel vibrația numerologică și tot ce ține de astrologia chineză se combină și se întrepătrund perfect. Nu luăm decizii importante astăzi, medităm, analizăm situații și aplicăm totul de a doua zi de luni. Orele foarte bune din zi sunt 3-9 dimineața, respectiv 15-17 după amiază. Șobolanii, ei sunt cei care sunt certăreți astăzi și la fel totul se întâmplă din cauza banilor. Fie că e vorba de cuplu, fie că e vorba de parteneri, la fel mai bine stau în casă și încearcă să respire, să mediteze, să fie mai calm. Este zi de duminică, să nu uităm, este zi de închinată Domnului, trebuie să fim ceva mai calmi și mai blânzi. Pe de altă parte, bivolul și tigru se vor simți plin de energie și vor încerca să realizeze cât mai multe din lucrurile care le-au cam amânat din cauza problemelor personale sau din interior. Se vor simți ceva mai liberi și mai descătușați de energiile negative care i-au cam surprins și cam, le-a cam pus capac în ultima perioadă. Dar este un lucru bun, pe de altă parte încercați să amânați totul pentru ziua de luni. Astăzi bucurați-vă de acest sentiment și împărtășiți-l și celorlalți care, vedeți, în cazul șobolanului, nu au parte de așa ceva. Nativul iepure trebuie să fie foarte atent la sănătate, lucruri pe care o să repet, cred că, întreaga lună, dar mai ales astăzi, pentru că apare acea combinație de 2 cu 5. Din păcate, nu apare acel hotu de 10 sau de 15 ca să creeze totul, să transforme totul, să fie bine, însă mare atenție atunci când vine vorba de sănătate. Purtați la fel culori metalice, deoarece metalul distruge pământul. Nativul șarpe și dragon au parte de noroc, de noi oportunități care la fel vin de la divinitate sau din partea unor prieteni la care nu se așteptau. Pot să realizeze multe, pot să fie ceva mai calmi și cred că ar fi singurii din zodia care ar putea să ia anumite decizii importante pentru viața personală, să nu le amâne pentru o altă zi, deoarece următoarele zile nu sunt atât de bune și atunci este chiar necesar să schimbe ceva în viața lor. Nativul cal, dacă trece peste o anumită răceală care se instaurează în zilele care urmează, poate să-și ducă la bun ca sfârșit proiectele și să lucreze astăzi acasă, în liniște, într-un mediu plăcut, cu ceașca de ceai alături, mă scuzați. Și să facă foarte multe lucruri, să aibă putere, să meargă mai departe. Nativii mistreți și oaie au parte de dragoste astăzi și de parteneriate noi, dacă merg la o cină de afaceri. Aceste lucruri sunt bune pentru că acum ei pot să ia niște decizii importante, atât pentru viața profesională, cât și pentru viața personală. Este poate una dintre cele mai bune zile, în afară de cea de miercuri, în care pot să fac sau se simt distins, se simt relaxați și parcă lumea e la picioarele lor. Nativii cocoși au parte de noroc, foarte mult noroc și pot să-și ducă la bun sfârșit planurile care le-au tot început în ultima perioadă și astăzi le pot și termina, la fel, stând în casă și lucrând la sine și la diferite proiecte în care ei sunt destul de activi, pentru că parcă simt deja acel iz de nou an care le va aduce numai bucurii. Iar ultimii, dar nu cei de pe urmă, nativii câine și mistreți au parte de bunăstare. Însă, foarte important, nativii mistreți ar putea să simtă un pic presurizați. Să nu poată să se manifeste la cea mai înaltă valoare și din cauza acestei energii de pământ care se tot acumulează deasupra lor. În schimb, nativii câine se vor simți destul de puternici pentru că elementul pământ le este asemenea lor și le dă și mai multă energie. Însă, foarte mare atenție la anumite oportunități sau pe ce vă dați banii, pentru că totuși luna nu vă este una prielnică, acel 5 gaben vă cam sabotează exact înainte de a semna orice fel de contract.
Zilele de luni, marți și miercuri le vom discuta după o scurtă pauză publicitară. Până atunci, vă aștept tot aici, pe 6 TV, televiziunea sufletului vostru. Rămâneți în continuare, după cum știți, avem lucruri interesante de discutat. Bine ați revenit, dragi prieteni și dragi telespectatori, la a doua parte a emisiunii Tainele Înțelepciunii. Așa cum ne-a spus chiar acum în timpul pauzei o ascultătoare și o mare fan al emisiunii Tainele Înțelepciunii, în data de joi am uitat să precizez câte ceva despre cal. Așa că o să vă transmit nativilor cal în data de joi, adică mâine, fiți foarte mare atenți atunci când vine vorba de ce investiții faceți, deoarece vine steaua 5 zilnică deasupra dumneavoastră și deși este o lună bună din punct de vedere al banilor, nu o să aveți parte de... Nu e bine să faceți cheltuieli foarte mari sau investiții, să vă încărcați cu niște rate în ziua de astăzi sau să faceți astfel de planuri de viitor, deoarece este o zi cu ghinion pentru dumneavoastră atunci când vine vorba de bani, de parte materială. Trecem la ziua de luni, 14 decembrie, ziua șobolanului, în care șobolanul de lemn Yang, în care este mai bine să fim atenți atunci când vine vorba de prieteni sau în cine ne încredem, deoarece este posibil ca cineva să ne trădeze. Fiind zi de șobolan, automat calul, fiind în opoziție, nu este bine aspectat, dar nici persoanele cu vârsta de 74, respectiv 38 de ani. Dragonul, maimuța și bivolul sunt bine aspectați fiind prieteni sau aliați secreți. Bunăstarea este atribuită elementului metal. Creația este atribuită nativilor apă. Puterea de a comunica este atribuită nativilor pământ. Elementul de resurse, nativilor foc, iar elementul de prietenie, nativilor lemn. Steaua cu numărul 6 vine în centrul casei și ne oferă oportunități noi din partea divinității, ajutor exact atunci când este nevoie pentru a depăși o anumită situație mai complicată. Din punct de vedere al activităților, avem Feng Shui-ul, afacerile și călătorile foarte bine aspectate, mutările, negocierile și renovările la nivel mediu. Orele foarte bune din zi sunt 3-5 dimineața, 7-9 și respectiv 13-17 după amiază. Dacă ne uităm rapid peste zodii, șobolanii mai atenți la sistemul digestiv, deoarece acesta nu este atât de bine aspectat și pot apărea probleme. Nativii bivol și tigru, mare atenție atunci când vine vorba de trafic și cum călătoriți, pe unde mergeți și unde vă puneți banii. Pot apărea furturi de energie, în general vorbind. Nativii iepure, mare atenție la sănătatea partenerului, deoarece aceasta poate fi un pic periclitată. De asemenea, dacă dumneavoastră nu vă simțiți atât de bine, comunicați cu partenerul dumneavoastră să treceți peste orice fel de problemă. Deoarece această sau vă informați ceva mai mult despre cum puteți să tratați o anumită problemă de sănătate și găsiți foarte rapid răspunsul. Nativii șarpe și dragon, mare atenție atunci când vine vorba de comunicare, este problema dumneavoastră pentru întreaga lună până în ianuarie, dar mai ales astăzi, luni, pot apărea niște situații limită în care veți fi puși în dificultate și o să luați niște decizii mai mult sau mai puțin bune. Totul depinde de dumneavoastră. Nativul cal are parte de noroc, un noroc foarte mare care se va prelungi de fapt pe o perioadă ceva mai lungă atunci când vine vorba de bani. Cu alte cuvinte, deși săptămâna trecută nu a fost atât de bine aspectată, săptămâna aceasta nouă începe în trombă. Cu alte cuvinte, mare noroc atunci când vine vorba de bunăstare. Nativii oaie și maimuță, mare atenție atunci când vine vorba de comunicare și cu cine vă certați dumneavoastră, deoarece s-ar putea din acest avânt de energie să spuneți exact ceea ce nu trebuie, oamenilor care nu trebuie și să apară mai mari probleme atunci când vine vorba de evoluția dumneavoastră în carieră. Cu alte cuvinte, luni încercați să fiți poate cea mai diplomată persoană din lume.
Nativii cocoși, mare atenție, o zi foarte bună atunci când vine vorba la fel de bani, deci calul și cocoșul sunt bine aspectați, deoarece aveți nevoie pentru a face anumite plăți sau a achita anumite datorii, iar astăzi cineva vine să vă ajute într-un mod inoportun, nici nu v-ați fi așteptat, și vă rezolvă pentru o anumită perioadă problema datorilor. Nativii câine și mistrez, deși trec peste anumite probleme care țin de sfera aceasta ghinioanelor catastrofelor, scapă, dar trebuie să fie atenți la accidente, mai ales accidente care au loc cu obiecte ascuțite și în casă, în mod deosebit, atunci când merg prin casă sau fac diferite lucruri, mare, mare atenție, deoarece poate să existe o podea alunecoasă și să nu vă dați seama. Ziua de marți, ziua bivolului de lemn in. Ziua de 15 decembrie 2015 este o zi în care speranța și este vibrația, de fapt, a zilei și ne dă nouă foarte multe oportunități și șanse de a fi ceva mai buni, de a avea mai multe șanse. Fiind zi de bivol, automat oaia care se află în opoziție nu este bine aspectată, dar nici persoanele care au 73, respectiv 37 de ani. Șarpele, cocoșul și șobolanul, în schimb, sunt bine aspectați și pot să realizeze foarte multe din proiectele pe care ei le-au început, fiind susținuți, de fapt, de vibrația zilei. La fel, elementul de bunăstare este atribuit metalului, elementul de creație, nativului apă, elementul de putere, nativului pământ, elementul de resurse, nativului foc, iar elementul de prietenie sau competiție, nativilor lemn. Steaua cu numărul 5 vine în centrul casei și poate să creeze foarte multe probleme, fiind deja o cantitate mare de pământ și o cantitate foarte mare de lemn. Din această cauză pot să apară mici probleme în casă, mai ales atunci când vine vorba de presiune și de discuții în contradictoriu, mai ales dacă stați împreună cu persoana dragă vouă. Atunci când vine vorba de șobolan, acesta are parte de foarte mult noroc, mai ales atunci când vine vorba de bani, chiar apare acel hotu între steaua lunară și steaua zilnică, 9 plus 1 fac 10 și poți, practic, sunt cei mai norocoși din întreaga zi, din ziua de marți. Apoi, bivolul și tigrul, mare atenție unde vă puneți banii, deoarece s-ar putea să fiți susceptibili la a vi se fradini. Cu alte cuvinte, fiți foarte atenți, țineți-vă portofelele sau casa de bani sau cutia de valori aproape sau să știți exact unde este pusă. Nativii, iepure, mare atenție atunci când comunicați și de asemenea atenție la ficat, bilă, pancreas sau chiar și picioare, la oase, pentru că acestea pot suferi astăzi mici accidentări. Nativii șarpe și dragon, sunteți destul de bine aspectați astăzi, mai ales pe partea de dragoste, dar încercați să nu vă certați cu partenerul, deoarece aceasta cam ar fi vibrația zilei pentru voi, pentru șerp și dragon, să vă certați cu partenerii de viață sau de afaceri, deși sunteți bine aspectați. Din punct de vedere al calului, mare noroc la bani. Ei, la fel ca și șobolanii, sunt norocoșii zilei atunci când vine vorba de partea financiară. Puteți să luați decizii importante, puteți face investiții, puteți să realizați cam tot ceea ce vă doriți atunci când vine vorba de partea materială. Și dacă aveți prieteni cai, stați prin apropierea lor. Nativii oaie și maimuță, mare atenție la sistemul excretor, s-ar putea acolo să apară o mică problemă, mai ales și din cauza tuturor virozelor care tot umblă, pot apărea niște complicații destul de urâte, dar nu este ceva care să vă alarmeze. Nativii cocoși, mare atenție, deoarece deși aveți foarte multă energie, fiind o masă mare de metal deasupra dumneavoastră astăzi, care distruge și cinciul galben anual, ceea ce pentru noi asta vă ajută foarte mult, contează și cum vă manageriați această energie, deoarece s-ar putea să o investiți în lucruri care nu vă sunt de atât de folos, ceea ce nu este un lucru destul de bun. Ei bine, atunci când se întâmplă acest lucru, încercați să vă gândiți care vă sunt prioritățile și atunci veți putea lua decizia cea mai bună. Nativul câine și mistreț, în sfârșit se simte ceva mai bine, au parte de noroc, care vine de la divinitate, deci un noroc indirect,
nu sunt ei de vină pentru schimbările din viața lor astăzi, dar care îi va scoate din majoritatea problemelor. De asemenea, mi se spune că am uitat să spun cam care este vibrația din punct de vedere al activităților. Tot ce ține de feng shui, de mutări și de călătorii sunt bine aspectate, renovările, negocierile și mediul de afaceri la nivel mediu. Nu avem ore foarte bune în timpul zilei, fiind o zi ceva mai specială, aveți mare grijă, nu este deloc bine aspectată. Ultima zi pe care o caracterizăm, ziua de miercuri. Miercuri adică tigrul de foc Yang. Este o zi în care se pot manifesta defectele noastre psihologice, fiind caracterizată de lună, și acestea nu se manifestă într-un mod plăcut, tot timpul într-un mod negativ. Cu alte cuvinte, mare atenție atunci când vine vorba de mândrie, mânie, furie, lăcomie și mai ales lene. Fiind zi de tigru, maimuța este cea care este prost aspectată și mai ales persoanele care au 24, respectiv 36 de ani. Calul, câinele și mistrețul, fiind prietenii respectiv aliați secreți, sunt bine susținuți de către vibrația zilei. Elementul de bunăstare este atribuit nativului apă. Elementul de creație nativilor lemn. Elementul de putere nativilor metal. Elementul de resurse nativilor pământ. Elementul de prietenie nativilor foc. Steaua care vine în centrul casei este steaua cu numărul 4. O stea care dublează practic vibrația lunii. Practic tot ce s-a întâmplat în această lună sau se va întâmpla va fi condensat într-o singură zi la într-un mod foarte puternic. Din punct de vedere al activităților avem feng shui-ul foarte bine aspectat, mediul de afaceri, negocierile, semnările de contracte și renovările. Însă deloc bine aspectate călătoriile și mutările. Deci cu alte cuvinte, nu călătorim, nu ne mișcăm atât de mult. Orele foarte bune din zi sunt între 5 și 7 dimineața, 9-11, 13-15 la prânz și respectiv 17-19 după amiaza. Din punct de vedere al vibrației, așa cum știți, cum am prezentat și săptămâna trecută, șobolanul are parte de multiplicarea bunăstării, ceea ce e un lucru foarte bun pentru el. Nativii, bivol și tigru, mare atenție atunci când vine vorba de accidente pentru dumneavoastră, încercați să evitați să ieșiți cu mașina proprie sau să călătoriți în mod deosebit, dar nu se poate de obicei fiind nevoia de a vă duce la muncă. Dar din această cauză, măcar fiți cu mult mai multă băgare de seamă și încercați să evitați spațiile aglomerate. Nativul iepure, mare atenție la sănătate. Se dublează aceasta a 2, ceea ce pe dumneavoastră nu vă ajută cu absolut deloc, cu nimic bun. Cu alte cuvinte, mare, mare atenție atunci când vine vorba de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. Încercați măcar ori să vă programați astăzi o întâlnire cu medicul, un medic specialist sau cu medicul de familie, să vă faceți o biorezonanță sau orice alt fel de analiză care are legătură cu prevenția. Pentru că cel mai bun remediu împotriva stelei boilor este prevenția. Nativii șarpe și dragon, mare atenție la comunicare astăzi, se dublează aceasta a 3. Încercați să nu aveți procese pe rol astăzi, deoarece nu vă vor fi bine aspectate, dar mai ales comunicarea. Fiți cât mai diplomați posibil. Bine, șarpele este posibil să fie ceva mai diplomat, dragonul este cel care este mai drastic și nu prea poate să spună nu la anumite lucruri sau să nu își exprime opinia. Nativul cal este bine aspectat, mai ales atunci când vine vorba de bunăstare, de partea materială, deoarece steaua cu numărul 8 se dublează la ei și au parte numai și numai de lucruri bune. Steaua cu numărul 1 este dublată la maimuță și oaie. Cu alte cuvinte, este cea mai bună zi din săptămâna pe care noi am caracterizat-o acum, victoria fiind pe toate planurile, fiind un lucru extraordinar, se simt efectiv la înălțime. Deși au avut perioade mai dificile în ultimele 7 zile, astăzi, practic, se simt extraordinar de bine. Nativii cocoși, la fel, au parte de norocul acela indirect, care îi ajută și îi salvează din anumite situații mai puțin plăcute, situații limită, peste care ei trec cu foarte multă grație, din cauza acestei dublări a cifrei 6, a stelei 6, a norocului indirect. Nativii câine și mistreți, din păcate,
nu sunt atât de norocoși, sunt ghinioniștii zodiacului, deoarece steaua cu numărul 5 se dublează deasupra lor și le creează ceva mai multe probleme, mai ales nativilor mistreți, deoarece pământul controlează apa. Și atunci ei nu se pot manifesta sau nu pot să realizeze ceea ce și-ar fi dorit ei în mod deosebit. Dar nu este o problemă, trebuie doar să aștepte până în următoarele zile, când lucrurile se vor schimba înspre bine. Și cam aceasta a fost vibrația săptămânii până pe data de 16 decembrie. Cu bune, cu lucruri mai puțin bune, dar cu asta defilăm, cu asta mergem mai departe. Trecem acum la partea a doua emisiunii, adică acei stâlpi ai destinului și vorbim despre maestrii zilei, 2 ca de fiecare dată, focul in la început și după aia metalul in. Dacă ar fi să ne gândim la un foc mic, ne gândim evident la candelă. Dacă ne aducem aminte din emisiunile trecute, focul yang reprezenta soarele. Ei bine, focul yin, după cum vedeți și în imagine, reprezintă focul mai mic, candela. Dar nu numai candela, dar și focul de tabără sau focul care a aprins o pădure întreagă. Totul deține de cât de bine este aspectat sau cât de tare bate vântul în acea perioadă. Și atunci, decât de fiecare dată când zicem vânt, de obicei ne referim la situațiile problematice. Atunci când sunt stinși de anumite situații, de anumite presiuni care apar în jurul lor, au puterea de a se regenera, de a se reaprinde și de a merge mai departe, ceea ce este un lucru foarte bun. Sunt persoane blânde, cu glas moale și foarte eleganți. Sunt un pic cam retrași și foarte politicoși, de obicei nu vor să deranjeze pe nimeni. Când îi cunoști mai bine, în schimb, descoperi că au un simț al umorului foarte rafinat și sunt foarte înfocați atunci când vine vorba de un lucru care le face plăcere. Se gândesc tot timpul la cei din jur, cum să-i ajute, mai ales dacă aceștia nu au o situație financiară prea bună. Doresc să exploreze lucruri noi prin intermediul cărților sau prin intermediul călătoriilor, experiențe directe sau indirecte. Ei punând foarte mult preț pe aceste schimburi sau învățături noi pe care îi le descoperă. De obicei, ei arată calea oamenilor. Atunci când este best, noi aprindem o lumânare ca să vedem pe unde să mergem. Exact același lucru fac și cu oamenii din jurul lor, arătându-le calea, dându-le sfaturi foarte bune. Sunt foarte sensibili atunci când vine vorba de propriile sentimente. Pot fi foarte calmi, echilibrați într-un moment, dar dacă se simt amenințați, devin foarte supărăcioși și se aprind foarte repede, putând să facă ravagii, adică să distrugă prietenii care au fost sedimentate de ceva timp, chiar de foarte mulți ani. Astfel încât putem să spunem că acești nativi sunt fragili din punct de vedere emoțional și foarte ușor de influențat. Văd anumite personaje ca și amenințări, deși chiar nu sunt sau nu este acest lucru, fiind foarte suspicioși. Și din această cauză nu își prea fac atât de ușor prieteni. De obicei sunt foarte reticenți. Au nevoie de dovezi clare de loialitate și după multe, multe încercări pot să aibă încredere în cineva, să-l declare prieten. Sunt foarte loiali, în schimb, ei cu oamenii, mai ales atunci când au anumite nevoi, iar și dorințele celor din jur se manifestă sau le descoperă și el vrea să le rezolve, să facă pe toată lumea fericită. Dar uită de fiecare dată de propriile nevoi și dorințe. Nu își gestionează corect resursa sau sursa de energie. Cu alte cuvinte, pot să obosească foarte ușor, ajutându-i pe ceilalți și se întorcându-se acasă să le iei de putere, neînțelegând de ce nu se poate ajuta și pe sine. Nu le plac riscurile, de obicei totul trebuie să fie calculat și trebuie să aibă foarte mare siguranță înainte de a investi niște bani într-un proiect. Ador în schimb schimburile de experiență, fie că, repet, este vorba de cărți sau chiar un schimb de experiență direct. Pot să arate tot timpul partea frumoasă a lucrurilor, să ilumineze, am putea spune, ceea ce este necesar ca omul să învețe. Același lucru, în schimb, are un preț destul de ridicat, obosindu-i foarte mult, încercând să le explice oamenilor din jurul lor care ar fi soluția pentru a ieși dintr-o situație limită. Trebuie să-și managerieze tot timpul și resursele proprii, de fiindu-le foarte mare frică de eșec, pot să creeze mari pagube, ne luând
deciziile cele mai importante atunci când vine, când este important. Fiind foarte ușor de influențat de ce experiență, ce traume au avut în copilărie. Dacă, de exemplu, un nativ Fok-In a avut niște traume destul de puternice, frica de a-și face prieteni și de a avea încredere în oameni va fi foarte bine rădăcinată. În schimb, dacă a avut o copilărie frumoasă, din contră va fi foarte încrezător și va încerca să lege prietenii destul de trainice cu toată lumea din jurul lui. Și acesta a fost nativul Fok-In, spus foarte succint, pentru a vă face o idee dacă aveți astfel de persoane în apropierea dumneavoastră. Trecem la metalul In. Metalul In, care de obicei este reprezentat în bață prin pietrele semiprețioase sau prin metalele prețioase sau prin bijuterii în general. Evident, adoră cel mai mult viața dintre cele 10 elemente. Tot ce strălucește sau este de o finețe extraordinară sau vinul cel mai rafinat, ei trebuie să-l aibă. Să fie văzuți în locuri importante sau alături de oameni importanți sau de renume. Cred că sunt cei mai buni dintre toți și că lor li se cuvinte absolut orice. Au o viziune unică asupra lumii și acest lucru de fapt îi salvează având un pattern logic foarte interesant. Sunt cei mai buni oameni de știință, cei mai buni inventatori și ei nu prea sunt atât de legați de legile fizice. Ei încercând să treacă peste acestea, să descoperă noi orizonturi. De asemenea, atunci când strălucesc, de obicei dacă se află un Fok-In alături de ei, au o așa forță și așa, degajă o așa energie încât atrag lumea din jurul lor. Practic, au strălucesc, iar lumea este pur și simplu atrasă de carisma lor. Descoperă cu mare ușurință prietenii adevărați de ce-i faci. Cu alte cuvinte, le place să fie lăudați, dar atunci când sunt lăudați mult prea mult, deja își dau seama că este un pic cam fals și atunci îndepărtează astfel de persoane. Sunt de obicei duri atunci când vine vorba de a comunica cu cei din jur. Sunt tăioși, am putea spune, dar inofensivi. Nu o fac cu atât de multă răutate, dar atunci când sunt presurizați, nu reacționează cel mai bine. După cum urmează, nu le place presiunea sau să lucreze sub presiunea. Trebuie să fie oamenii liberi ai celor 10 elemente. Dacă dorim ceva de la ei, trebuie să le cerem acest lucru cu foarte multă blândețe și cu foarte mult tact. Nu sunt constrânși de regulile standarde, așa că ei pot să descopere foarte multe lucruri sau să genereze noi teorii sau teoreme în viața de zi cu zi. De obicei au vise premonitorii și au o intuiție extraordinară. Au un potențial creator foarte mare, iar o imaginație ieșită din comun. Starea lor de spirit, în schimb, este schimbătoare. Am putea spune chiar vulcanică. Sunt oarecum asemănători cu vărsătorii zodiacului occidental. Dacă sunt obosiți, devin iritați, se irită foarte ușor, exagerează foarte mult și pot lua decizii greșite. În schimb, imaginea de sine este foarte importantă. Cum arată, cum se prezintă. Cu alte cuvinte, corpul fizic trebuie să fie cât mai aproape de perfecțiunea proprie sau de imagine pe care ei o iau drept etalon. În schimb, dacă nu se poate așa acest lucru și au o configurație mai greoaie, vor compensa prin alte lucruri, de obicei prin inteligență. De asemenea, vor să-și arate sau să-și etaleze tot timpul talentele sau competențele, dorind tot timpul să fie în centrul atenției. Cu alte cuvinte, așa cum este și o piatră prețioasă care vrea să arate cât de frumoase sunt culorile și cât de frumos strălucește în lumina reflectoarelor. Ei bine, dragilor, cam atât am avut de prezentat astăzi. Am ajuns la finalul emisiunii aproape. Am avut vibrația săptămânii și personalitatea nativilor Fok-In, respectiv Metal-In. Până data viitoare, când vă aștept la o nouă ediție, vă urez ca de fiecare dată o săptămână liniștită, un weekend plin de meditații și de descoperiri de sine
Și ca de fiecare dată, data viitoare, să vă văd mai bun decât ați fost acum. La revedere și rămâneți pe 6 TV. După cum știți, urmează lucruri interesante. Televiziunea Sufletului dumneavoastră vă urează la mulți ani, pentru că se apropie sărbătorile de an. La revedere!